naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și, fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Atunci Pavel și Barnaba, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în viacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu i-a lăsat fără mărturie, pentru că v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrana din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade ca să le aducă jertfe. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm în continuare să ne dai har prin cuvântul Tău. Te rugăm în continuare să ne dai putere prin cuvântul Tău. Și pe urmă, Doamne, te rugăm să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt. Să ne vorbești nouă și tuturor celor ce ascultă cuvântul Tău și să dai viață, să dai creștere spirituală și vindecare de dragul numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj de care eu am avut nevoie săptămâna care s-a scurs deja. Și cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat din textul acesta pe care l-am citit, l-am numit așa: credința care produce miracole. Trebuie să vă spun încă de la bun început că nu orice credință în Dumnezeu produce miracole. Chiar dacă credința ta este în Dumnezeu, s-ar putea ea să nu producă nimic. Trebuie să vă spun încă de acum, de la bun început, că nu orice credință în Iisus Hristos produce miracole. Chiar dacă crezi în Iisus Hristos, ar putea în viața ta să nu se întâmple absolut nimic. Biblia vorbește despre o anume credință sau mai multe tipuri de credință pe care oamenii o au, dar nu îi ajută cu aproape absolut nimic sau poate că nu îi ajută cu absolut nimic. Rugăciunea mea în această dimineață, frați și surori și domnilor și domnilor, este ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea credința care produce miracole. Nu suntem într-o vreme și suntem la vârsta și suntem la faza când nu ne mai putem permite să ne jucăm de-a credința. Există între noi frați și surori, există între noi credincioși, există baptiști și penticostali și ortodoxi și catolici care cred în Dumnezeu. Și asta este grozav și este laudabil, dar nu e suficient. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că nu e suficient doar să ai un anume fel de credință, ci Domnul ne încurajează să ne facem rost de credința, să obținem credința, să învățăm
Care este credința care produce miracole? Numărul 1. Credința care produce miracole, și vă rog să luați notițe în minte, în inimă, unde vreți, dar vă rog să nu uitați mesajul din această dimineață, dacă vă interesează miracole de la Dumnezeu. De fapt, aș vrea să vă pun o întrebare. Mai aveți nevoie de miracole de la Dumnezeu? Amin. Aleluia. Ruben s-a pocăit. Glorie Domnului. Să știți că Domnul îi dă miracol. Că a ridicat cel mai zdrav în mâna, a ridicat acum cu nădejde. Doamne, ajută-l! Acum, toți s-au ridicat mâna. Felicitări! Ei, vreau să vă spun că cel mai important lucru care se va întâmpla în această dimineață, în viața dumneavoastră, este acesta. Ați plecat într-un fel, dar veți pleca în cu totul alt fel. Amin. Amin. Pardon. Am venit într-un fel, asta vreau să spun, am venit într-un fel, dar vom pleca de aici într-un alt fel, cu totul diferit. Poate că ai venit necăjit, în numele Domnului Iisus vei pleca bucuros. Ai venit descurajat, în numele Domnului Iisus vei pleca de aici încurajat. Ai venit necredincios, chiar dacă crezi, știi? S-ar putea să crezi, dar în același timp să fii necredincios. Ai venit un credincios necredincios, în numele Domnului Iisus vei pleca de aici credincios, de dragul numelui Dumnezeului nostru, care este viu în veci de veci, slavă Lui! Acum vă rog să rețineți cum este credința care produce miracole. Credința care produce miracole întotdeauna este neobișnuită. Credința, și acum poate o să vă întrebați, dar cum e credința care nu produce și care produce? Ei, aș vrea să ne concentrăm acum pe autentic în această dimineață. Să știți că realmente, când mă uit în jurul meu, văd atâți credincioși descurajați. Văd atâți creștini plioștiți. Văd atâția pastori dezamăgiți. Văd atâtea soții care și-au pierdut nădejdea, soți care nu mai au niciun fel de tonus, nu mai au niciun pic de bucurie, nu mai au nădejde absolut deloc. Și din când în când îmi dau seama că este nevoie să ne întoarcem la bazele noastre și să învățăm încă o dată cum este credința care produce miracole. Destui dintre noi avem credință care nu face la absolut nimeni nimic. Credem în Dumnezeu, dar credința aceea prea puțin ne ajută. Ei, rugăciunea mea în această dimineață este ca Domnul să ne dea credința aceea care produce miracole. Doamne, ajută-ne la aceasta! Probabil că ați auzit povestea aceea a celor doi prieteni. Erau doi adolescenți. Și se lăudau ei cu taților și își povesteau ei necazurile și bucuriile din familie. Și unul era fiul de pastor și taică-su și-a luat doctoratul în teologie. Și fiul i-a zis, fiul pastorului i-a zis prietenul lui, vecinul lui, zice, tata s-a făcut doctor. Și toate bune. Oh, fine. Dar n-a dat alte explicații. Și într-o noapte, pe la ora 1, o bătaie puternică în ușă la pastor. Și când se deschide ușa, iese tânărul, deschide ușa și în fața ușii pe care a deschis-o, l-a găsit pe prietenul lui, vecinul lui, care era transfigurat și sperea și zice, Marcele, 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 mama mea are o criză foarte mare, e foarte bolnavă și te rog, vorbește cu taică-tu să vină să o ajute, că taică-tu e doctor. Și Marcel a zis, Ionel a zis, dragul meu prieten, tatăl meu este un doctor care nu face la nimeni nimic. Acum trebuie să vă spun ceva foarte important. Probabil că nu toți ați gustat gluma asta. Însă noi avem nevoie de o credință. Nu doar de o credință care nu face la nimeni nimic. Noi avem nevoie de o credință în Dumnezeu care produce miracolele de care avem nevoie în fiecare zi. Amin. Acum, credința care produce miracole este o credință întotdeauna neobișnuită. Știi? Când ai credință neobișnuită, întotdeauna vei avea și rezultate neobișnuite. Mulțumesc de aminul puternic.
Dar așa funcționează lucrurile și valorile în Împărăția lui Dumnezeu. Când ai credință neobișnuită, vei avea și rezultate neobișnuite. În Vechiul Testament, un bărbat cu numele de Iosua a hotărât să aibă o credință neobișnuită și s-a rugat. Era într-o luptă și a cerut lui Dumnezeu să prelungească ziua. Și bărbatul ăsta cu numele de Iosua, ăsta a fost succesorul lui Moise, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu și pentru că lucrurile erau foarte serioase și foarte grave pe front, s-a rugat și a spus, Doamne, prelungește ziua. Și acum vă rog, rețineți. Iosua s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu o credință total neobișnuită. Cui i-ar trece prin cap să-i ceară lui Dumnezeu să prelungească ziua? Lui Iosua i-a trecut. Și s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu o credință neobișnuită și de dragul unui om, cu o credință neobișnuită, Dumnezeu a întrerupt mersul normal al Universului și a produs un miracol neobișnuit pe care inclusiv oamenii de știință îl acceptă și l-a declarat că este adevărat. Pentru că s-a găsit prin știință, astronomii ăștia au calculat că sunt în calendarul ăsta universal al Pământului, există o zi în plus și nu știu cum. Și omul și-a adus aminte de la școala biblică, care era și el om de știință, zice, mă, în Biblie ni se vorbește despre unul care s-a rugat și Dumnezeu a prelungit ziua. Și toți s-au dus la cartea aceea a lui Iosua, unde Iosua s-a rugat și au văzut că s-a prelungit ziua, că Dumnezeu a prelungit ziua. Ei, unde este credință neobișnuită, întotdeauna vor veni și răspunsuri neobișnuite. Unde există credință neobișnuită, vor fi și rezultate neobișnuite, slavă lui Dumnezeu. Să știți că credința neobișnuită, frați și surori, nu-i nici comună și nici mediocră. Credința care produce miracole este neobișnuită, însă credința neobișnuită nu-i nici comună, nu-i nici mediocră, ea este peste credința comună și este peste credința mediocră. Prea mulți dintre creștini au doar o credință mediocră. O credință pe care o au, dar e bun că o au, dar nu le prea folosește la absolut nimic. Și nu este nicio diferență între ei cei ce cred și între ei cei ce nu cred. Când însă te interesează credința care produce miracole, îți dai seama că asta este o credință total neobișnuită. În Matei, la capitolul 5, 47, Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, vorbește cu ucenicii Lui și la un moment dat spune așa, zice, dacă Domnul Iisus întotdeauna a fost interesat în lucruri neobișnuite și să facem lucruri neobișnuite. Domnul Iisus este interesat în oameni neobișnuiți, cu credință neobișnuită, cu o dragoste neobișnuită. Nu uitați, Domnul Iisus întotdeauna este interesat în cei ce sunt peste limita mediocrității. Domnul este interesat într-o credință care depășește comunul, mediocritatea, mediul. Domnul este interesat în credință și în fapte neobișnuite. Și auziți, Matei 5, 4, 7, zice Domnul Iisus și în 4, 6, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și va meși. Și auziți. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Domnul Iisus întotdeauna a fost interesat în lucruri neobișnuite. A fost interesat în oameni neobișnuiți. Domnul este interesat într-o credință neobișnuită, însă credința neobișnuită întotdeauna produce rezultate neobișnuite, slavă lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă să ai credință neobișnuită? Înseamnă să ai curajul să ceri de la Dumnezeu un lucru neobișnuit. Înseamnă să ieși din anonimat. Înseamnă să depășești limita mediocrității și să țintești la excelență. Amin. Înseamnă să ceri de la Dumnezeu un lucru neobișnuit și să crezi că l-ai și primit de la Dumnezeu. Din cauza aceasta,
cineva s-a rugat în această dimineață prin credință și cu voce tare, de fapt mai mult s-au rugat: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mântuit copilul. Mulțumesc că mi-ai mântuit copiii. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă credință neobișnuită. Asta înseamnă credință care produce miracole. Și am fost învățați și îndemnați la momentele de rugăciune să îndrăsnim la Dumnezeu, să venim la El prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și Apostolul Ioan zice, îndrăsneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva în numele Lui, El ne dă. Suntem siguri de lucrurile pe care le-am cerut, slavă Lui Dumnezeu. Fraților, vă rog în numele Domnului Iisus, nu vă mulțumiți cu o credință mediocră. De credință mediocră este România plină. Pe noi ne interesează credința aceea neobișnuită care produce miracole. Știți că Iisus Hristos este acela, e același. Ieri, astăzi și în veci de veci. Amin. Aici era de zis amin mult mai puternic. Amin. Iisus Hristos chiar este același ieri, azi și în veci de veci. Și ce înseamnă să ai credință care produce miracole? Înseamnă să ai îndrăsneală, curajul să ceri de la Dumnezeu ceva neobișnuit. Să ceri ceva extraordinar de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am citit în urmă cu câțiva ani o chestiune care tare mi-a plăcut și vă împărtășesc și dumneavoastră despre o fetiță cu numele de Jana, care au auzit că tata lor vrea să vândă toate vacile și una dintre vacile lor era din asta, era însărcinată, trebuia să nască. Dar tata a vrut să scape de vaci, de toată ciurda lui, de animalele lui și să le vândă. Și Jana s-a dus la taică și a spus: tata, te rog, nu vinde văcuța aia, că este însărcinată și eu vreau, când ia fată, să... Eu vreau vițelul ei, îl vreau pentru mine. Știți, copiii se îndrăgostesc de animalele astea mici și frumoase. Și taică-su n-a vrut să-i frângă inima fetiței. Văcuța aia însărcinată era albă, roșcată. Și taică-su, ca să o dribleze pe fiică, a zis: uite ce-i Jana. Zice, dacă o să nască un vițel negru, o să-l ținem pentru tine. Că el știa din experiență că o văcuță albă întotdeauna naște un vițel alb sau ceva de genul acesta. Nu putea să nască ceva negru. Și fetița a spus: tata, o să mă rog și o să mă rog și o să vezi că o să țin vițelul pentru mine. Și într-adevăr a fătat vaca și a fătat un vițel negru. Iar pe frunte aici avea și un J. De la Jean. Ceea ce vă spun nu-i poveste, este realitate. Fetița asta a avut curaj să ceară de la Dumnezeu un lucru neobișnuit și Dumnezeu i-a dat un lucru neobișnuit. Slavă lui Dumnezeu! Credință neobișnuită, credința neobișnuită întotdeauna produce miracole neobișnuite și produce rezultate neobișnuite. Slăvit să fie Dumnezeu! Cred că atunci când Iosua i-a cerut lui Dumnezeu să prelungească ziua, cred că Dumnezeu a zâmbit de plăcere. Și când Dumnezeu zâmbește, încep să se petreacă lucruri uimitoare, care ne fac și pe noi să zâmbim și să binecuvântăm numele. Când ai credință neobișnuită, vei vedea din partea lui Dumnezeu și vei primi de la Dumnezeu răsplăți și lucruri neobișnuite. Și de ce? Pentru că legile lui Dumnezeu, legile divine depășesc legile firii și legile naturale. Noi suntem obișnuiți cu legi naturale, cu legile firii. Însă legile lui Dumnezeu întotdeauna funcționează prin credință. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și când ai curaj să te bazezi pe legile lui Dumnezeu și pe Dumnezeu care a dat legile lui sfinte, întotdeauna vei vedea că legile lui Dumnezeu depășesc legile firii, legile naturii și legile economiei. Și acum să vă spun un caz petrecut la noi aici. N-am făcut caz de cazul acesta, dar în urmă cu aproximativ un an de zile am făcut o rugăciune aici la stânca.
Și la rugăciune a rămas în urmă o familie să mă rog pentru ei să-și găsească servici. Și ne-am rugat. Le pot spune și numele și puteți verifica. Și ne-am rugat pentru ei, pentru familia Merciu. Și aveau nevoie de servici, dar în străinătate. Veneau de acolo și doreau să se ducă înapoi acolo. Și zice, spune, frate, duminica v-ați rugat pentru noi și lunea deja am primit 3 telefoane din Suedia și ni s-au oferit 2 locuri de muncă. Nu un, 2. Știi, experții, știi, unii dintre noi ne uităm la ce zic experții. Dar uităm să ne uităm la ce zice expertul, cu majuscul. Amin. Noi avem credință din asta mediocră, care nu prea ajută pe nimeni la aproape absolut nimic. Și ne uităm la ceea ce spune expertul minte, ne uităm la ceea ce spun experții de la București, ne uităm la ceea ce spun experții de la FMI, de la Banca Națională, ne uităm ce spun experții ăștia omenești. Însă uităm să ne uităm și nu ne mai gândim la ceea ce spune marele expert, care este Domnul și Dumnezeul nostru, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă pun o întrebare foarte serioasă. Ești suficient de îndrăsneț, începând cu momentul acesta, încât să cer de la Dumnezeu ceva neobișnuit? Suntem suficient de îndrăsneți și de credincioși și, dacă vreți, de nebuni, ca să cerem de la Dumnezeu lucruri neobișnuite? Fionem, dacă nu-ți întinzi credința, nu poți primi de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine ca binecuvântare. Dacă nu-ți întinzi puțin, dacă nu-ți extinzi credința, nu vei primi de la Dumnezeu binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru tine. Să vă mai spun ceva, ceea ce mă vizează pe mine direct. În urmă cu câțiva ani am ținut o predică din Cronici despre Iaiebeț. Iaiebeț ăsta a fost un tristoman. Înseamnă suferință. Iaiebeț, întristare, durere. Și ăsta s-a remarcat din tot tribul lui și din toată seminția lui că a avut o credință cu mult tupeu sfânt. Și s-a dus la Dumnezeu în rugăciune și a zis așa, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei extinde și îmi vei lărgi hotarele, dacă nu voi suferi nenorocire și dacă mâna ta va fi peste mine, puncte, puncte, și Biblia spune imediat în fraza următoare, Domnul i-a dat ce ceruse. Amin. Și am predicat vreo 2, 3, 4 predici din versetul acela. Dar știți, un predicator când este serios, el practică ceea ce predică. Amin. Știi? Și am hotărât și eu să fiu un pic mai serios, să încep să practic ceea ce predic și am zis, Doamne, dacă îmi vei extinde și mie hotarele și dacă îmi vei extinde și îmi vei lărgi hotarele de evangelizare, să mă duc și în alte biserici și în alte părți. Și știți ce s-a întâmplat? Mi-a extins Domnul hotarele de evangelizare, încât a trebuit să refuz și anul acesta multe invitații, că n-am putut să le onorez. Frate Daniel, deci nu mă laud, vă dau doar un exemplu, că Dumnezeu, într-adevăr, când te rogi, îți lărgește hotarele. Și am zis, Doamne, lărgește și un pic hotarele financiare. Nu numai astea de evangelizare, că e bun dacă alea de evangelizare, e fain. Dar, Doamne, lărgește și hotarele financiare și ce? Domnul s-a milostivit și de zona financiară. Știi? Economiștii spun criză, criză, criză. Psalmistul David spune, Domnul este păstorul meu, în ciuda crizelor nu voi duce lipsă de nimic, glorie lui Iisus Hristos, care este păstorul nostru. Amin. Vă mai zic ceva, dar să nu mă ziceți la nimeni. Nici cei ce vă uitați pe internet, să nu mă ziceți la nimeni. M-a luat o frică săptămâna trecută, m-am pus în pat, am venit de la evanghelizare noaptea târziu, pe la 12, m-am rugat și m-am pus în pat. Și m-a luat o frică în ziua aceea, că am primit niște telefoane, că trebuie să mai dăm încă 30 de milioane pentru ridicarea Topo,
că nu este unirea parcelelor, chestii de genul acesta, nici n-am spus la casier lucrul acesta. Trebuie să dăm prima tranșă și ne numărăm fiecare leu, fiecare cent îl numărăm aici la stânca. Mai fraților, și m-am pus în pat și m-a luat o frică. Și am zis, Doamne, zic, unde ne-am băgat noi? Și zic, Doamne, eu devin pe aici. Știi? Unde ne-am băgat noi? Și m-a luat o frică, dar dacă. Știți, între mine și Cătălin este mai rațional, este prea rațional uneori, este detaliat, ăsta este cu frâna, eu sunt cu accelerația. Dar împreună facem echipă bună, că nu se poate, știi? Nu se poate fără... La mașina pe care eu o conduc am doar două pedale. Frână și accelerație. Vai de mine ar fi dacă n-ar fi și frână. Și vai de mașina aia ar fi dacă n-ar avea și accelerație. Și împreună facem mașină bună. Doamne, ajută-ne! Amin. Și a venit peste mine frica asta. Și am spus, dar dacă trece un an de zile și noi nu reușim să strângem 220.000 de euro, ce ne facem? Că precontractul este până anul viitor în martie. Și deja eram obosit, era deja pe la ora 12:30, 1, și deja Moș N venea pe la gene. Dar eram în pat și mă luptam cu frica. Zic, cine m-a pus să mă bag? N-am putut să stau eu pe locul meu, în cotul meu, cum zic și cărășenii, să stau cu minte și să facem o capeluță aici și să stăm așa micuți toată viața. Adică nu te poți dezvolta. De ce n-am stat și eu ca alții liniștit? Ce-i în capul tău? Și era frica asta peste mine așa și îngrijorarea. Și am adormit spunând doar așa, Iisus Hristos și m-a dormit. Dimineața m-am trezit și m-am întâlnit cu Tică Faur, fratele ăsta care a promis, las că vă ajutăm și noi. Și am zis, frate, nu te teme! Crede numai! Și am zis, stai un pic că încep din nou să revin la normal. Păi eu de cine ascult? Ascult de fricile din mine? Sau ascult de cuvântul lui Dumnezeu? De cine ascult? Ascult de ceea ce văd? Sau ascult de ceea ce Dumnezeu îmi spune în Scripturi? Și am hotărât încă o dată și m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu n-ascult de sentimentele mele, n-ascult de ceea ce simt, n-ascult nici de ceea ce îmi trece prin minte, eu ascult de Psalmul 23 și mă încred în el. Amin. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și în ciuda dușmanilor, tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei și unui de dușmanii noștri al tuturor, este chiar și frica. Însă tu mi-ai întins masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi campul cu un de lemn și auziți, paharul meu este plin de dă peste el, glorie Domnului. Asta înseamnă să fii credincios. În ciuda fricii, nu te bazezi pe ea și o nimicești în numele lui Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar, în încheiere, vreau să spun încă două lucruri. Asta înseamnă încă câteva minute. Eu de când zic încheiere, până la sfârșit încă vreo 15 minute. Nu. Uneori așa, uneori mai mult. Acum să nu fiți necăjiți tare pe mine, dar terminăm, nădăjduiesc un timp util. Mulțumesc de încurajare. Foarte, foarte încurajator sunteți de dimineața asta, dumneavoastră. Nu știu cum sunt eu. Însă auziți încă două realități fundamentale despre credința care produce miracole. Vă rog să nu uitați, eu aș vrea toți cei ce suntem aici în această dimineață să obținem prin Harul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu credința care produce miracole. Să nu ne mai mulțumim cu credința mediocră care n-ajută pe nimeni cu absolut nimic. Sau cu aproape absolut nimic. Doamne, dă-ne credința neobișnuită care produce miracole. Doamne, ajută-ne să credem în Tine într-un mod neobișnuit și să facem lucruri neobișnuite. Și auziți încă două lucruri fundamentale. Credința care produce miracole. Și acum ne întoarcem înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 14, 8. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere,
care nu umblase niciodată. Care nu umblase niciodată. El ședea jos, și acum atenție, fraților, surorilor, domnilor, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel. Și acum urmează versetul cheie vis-a-vis de credința care produce miracole. Zice, Pavel s-a uitat țintă la el și acum urmează niște cuvinte fundamentale care ne-au atras atenția. Și Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și asta este o propoziție formidabilă pentru mine. Formidabilă. Este extraordinar. Zice Scriptura, Pavel s-a uitat țintă la el, la ăla care n-a umblat niciodată. Era un om paralizat. Și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit. Întrebare. Întrebare care mi-a pus-o mie. Ce-a văzut Pavel la omul acela? Zice, fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit. Ce-a văzut la un om în loc? Pavel predica și la un moment dat s-a uitat la omul acela și a văzut că are credință ca să fie tămăduit. Ce-a văzut Pavel în ochii, în privirea acelui om? Că doar asta putea să vadă ochii, că în rest omul era inert. Era un om slăbănoc, de n-a umblat niciodată, și acum permiteți-mi să spun, că nu umbli niciodată și ai câțiva zeci de ani, n-arăți grozav de bine. Când n-ai umblat niciodată și toți mușchii îți sunt atrofiați și ești gelatină de sus până jos, n-arăți prea bine. Și totuși Biblia spune că Pavel s-a uitat la el și a văzut, fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Amin. Și Biblia spune că el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble, glorie Domnului. Aici minunea asta este extraordinară pentru mine. Știți cum este credința care produce miracole? Și m-am tot rugat, am tot meditat. Aseară, fratele Lozneanu, care m-a însoțit la evangelizarea aia de la Gura Honț, i-am pus întrebarea, zic, băi, Liviu Lozneanu, zic, băi, ce-a văzut Pavel, mă, în omul ăla? Zice că a văzut că are credință să fie tămăduit. Cum răspuns, mă, la întrebarea asta? Și ăsta e predicatorul, prezbiter la creștin după Evanghelie. La un alt pastor de la Ineu, săptămâna trecută, eram la Amvon și pentru că îmi pregăteam predica aceasta, îl întreb, zic, măi, Emile, ce-a văzut, mă, Pavel, mă, în ochii ăluia, mă, de a zis, a văzut care credință să fie tămăduit. Zice, lăsați-mă să mă gândesc și nu am mai răspuns nimic. Nici ăsta de azi noapte, Lozneanu. Deci, lasă-mă să mă gândesc, nu mai răspund nimic nici el. Zic, nu fie o întrebare de asta. Ce-a văzut Pavel? Zice, fiindcă Pavel se uita la el, zice, fiindcă a văzut care credință să fie tămăduit. Ce-i trebuie unui om ca să primească credință miraculoasă? Ce trebuie ca credința mea și a ta să producă miracole? Pentru că așa s-a întâmplat cu omul acesta care era un loc din naștere. S-a născut inert. S-a născut atrofiat și toată viața, câți zeci de ani avea, n-a umblat niciodată. Și Biblia spune că el ședea jos și Pavel s-a uitat la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te și umblă. Imediat s-a ridicat și a umblat. Acum vă rog să rețineți. Am găsit două răspunsuri. Și acesta este adevărul. Și cu asta ne apropiem de final. Credința care produce miracole întotdeauna ascultă cu totală atenție cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Ați fi putut să ziceți toți amin mai tare un pic. Auziți ce zice Scriptura? În Listra era un om neputincios de picioare, un loc din naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Slavă Domnului! Acum fii atent. Credința care produce minuni întotdeauna ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dar fii atent cum ascultă.
ascultă cu intensitate cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce a făcut ologul acesta? Îl asculta pe Pavel. Și când Pavel a văzut că omul ăsta ascultă cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată a zis, omul ăsta are credință să fie vindecat. Știi cum vine credința care produce miracole? Vine atunci când eu, când stau la cuvântul lui Dumnezeu, îi dau lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu o atenție fundamentală. De ce spun toate aceste lucruri? Vi se par poate că lucruri cunoscute. Și de ce? Pentru că atunci când asculți cuvântul, eu văd, atunci când eu predic și tu asculți cuvântul, eu văd dacă tu asculți sau nu asculți cuvântul. Și știi ce văd de aici, de la Amvon, câteodată oameni, când eu predic, nu vorbesc de alții când predic, când eu predic, văd oameni foarte interesați, dar văd uneori și câteva fețe acre și plictisite. Spun, ăștia nu sunt interesați. Când Pavel a predicat, omul ăsta asculta, dar asculta cu intensitate. Asculta cu atenție. Omul ăsta era total concentrat pe cuvântul lui Dumnezeu. Prea mulți dintre noi auzim o predică, dar nu și ascultăm. Prea mulți dintre noi auzim predici și zeci de predici de zeci de ani de zile. Venim în casa lui Dumnezeu, auzim, dar nu ascultăm și din cauza aia nu se întâmplă aproape absolut niciun miracol în viața noastră. Pentru că noi doar auzim pe aici, intră pe acolo, iese, dar niciodată nu ascultăm cu atenție. Știi ce? În numele Domnului Iisus, când vei începe să hotărăști, când vei hotărâ, să asculți cu intensitate totală cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, credința ta va deveni o credință care produce miracole. Când omul acesta a ascultat cu atenție cuvântul predicat de Pavel, credința lui a început să crească. Fii atent. Când asculți o predică, ascult-o cu atenție, cu intensitate, cu dragoste, cu bucurie, cu bunăvoință. Fă diferența, fă deosebire între predicator și păcatele lui. Știi, mâini între dumneavoastră când vă uitați la mine, ziceți, băi, ce păcătos e ăsta. Ăsta să-mi vorbească. Așa gândesc cu mine. Sau eu când mă uit la tine, spun și când te rogi, spun, bă, ce păcătos e, ce dalmațian ăsta. Ăsta se roagă, face pe... Știi, s-ar putea să existe asemenea gânduri în mintea ta. Însă fii atent. Fă diferență între predicator și predică și concentrează-te asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Domnule, oricine ar fi aici în față, chiar dacă este Daniel, Cătălin sau Pavel sau oricine, tu concentrează-te asupra cuvântului lui Dumnezeu și ascultă-l cu toată atenția. Și credința ta va începe să producă miracole. Când omul acesta a hotărât să asculte cu toată intensitatea, credința lui a început să se transforme 100%. Nu aduce jertfa nebunilor. În Eclesiastul spune, când intri în casa Domnului, 5, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunului. Și ce înseamnă? Să vin în casa Domnului, să auzi o predică, dar să nu asculți. Este foarte grav. Nu ți ajută la nimic, dimpotrivă, doar pentru condamnare. Însă, noi când venim în casa lui Dumnezeu, venim să ascultăm cu atenție cuvântul, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus Hristos este Duh și viață, slăvit să fie numele. Să știți că se vede de aici, de la Amvon, și nu și eu, și Apostolul Pavel, să știți că se văd cei ce ascultă o predică și cei ce aud doar. Aud o predică. Să știți că lucrul acesta se vede foarte clar pentru fiecare dintre noi. Cei ce ascultă cuvântul cu atenție, întotdeauna primește ceva de la Domnul. Și vă dau un exemplu foarte important. Este, așa s-a întâmplat cu ologul acesta. Cât de importantă este atenția, să o dai toată atenția cuvântului lui Dumnezeu. Nu să te gândești la SMS-uri. Am văzut pe cineva în timpul rugăciunii, cândva noi ne rugam și el trimitea SMS-uri. Nu zic altul care este doar un număr fără calitate. Știi? El dădea SMS-uri. Știi? Că ăștia mișcă repede ăștia cu SMS-uri.
Sau în timp ce eu predic sau altcineva predică, el sau ea se mesele, știi? Domnule, tu doar auzi ceva. Dar tu nu asculți absolut deloc cu atenție și aia înseamnă că îl dezonorezi pe Dumnezeu, dar și pe tine, și pe mine, și pe oricine. Însă, fii atent, când asculți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna primești ceva de la Dumnezeu și auziți, în Fapte 16, doar dăm doar o pagină înainte, în Fapte 16, versetul 14, zice așa, una din femei, numită Lidia, asta se întâmpla în Filipii, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, atenție, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta predica lui Pavel. Mai departe, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel, s-a pocăit, a crezut și a fost botezată. Slavă Domnului! Și ce făcea Lidia? Asculta. Când i-a ascultat cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, Domnul i-a deschis inima. Și a primit mântuirea, gloria lui Dumnezeu. Fraților, este fundamental, dacă vrem credința aceea care produce miracole, să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Să ne aducem jertfa nebunului, a fraierului, și care vine la casa lui Dumnezeu, dar de fapt vine degeaba. Noi venim aici să aducem jertfa omului înțelept. Adică vreau să ascult cuvântul lui Dumnezeu cu toată atenția, pentru că doar atunci primesc credința aceea care produce miracole. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și încă ceva, acum o să mă duc la un text în Marcu, la capitolul 2, și este fundamental și ce o să auzim în următoarele câteva clipe. Spune, după câteva zile Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-a adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. Iisus le vestea cuvântul. Și atenție, fraților, au venit la el niște slăbănoci care i-au adus un au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, la Iisus, în casă, care era în casă, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât acolo patul în care zăcea slăbănocul. Ceea ce pe mine mă uimește este că nimeni nu s-a dat la o parte să le facă ăsta la putarga loc să intre. Nimic. Ei toți îl înghesuiau pe Iisus, dar cam degeaba. Și că e posibil să te duci la Iisus să-l înghesui, dar cam degeaba. Și auziți, ei au spart tavanul și au coborât acolo patul în care zăcea slăbănocul. Și acum vine versetul 5 de o importanță neobișnuită. Și auziți din nou. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, păcatele îți sunt iertate. Pavel a văzut credința în ochiologului din listă. Iisus Hristos a văzut credința acestor 5 bărbați și a ologului, dar și a celor 4 care îl cărau. Ce-a văzut Iisus Hristos acolo? În bărbații aceia, de Biblia zice, de 3 ori, în toate cele 3 evanghelii sinoptice, când le-a văzut Iisus credința? Ce-a văzut Pavel în ochii slăbănocului din Listra? Ce? Pavel, în primul rând, a văzut că omul acela asculta. Și aia înseamnă că în momentul când asculți cu atenție cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, te califici, credința îți crește, știi? Credința îți crește numai când asculți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă darul acela, să ascultăm. Amin. Și pe urmă, zice Biblia, Iisus când le-a văzut credința, ce a văzut? Știați că credința care produce miracole se vede? Credința care produce miracole se vede. Slavă Domnului! Credința care produce miracole se vede și se vede foarte clar. Știți cum s-a văzut credința ăstora, a celor 4 și celuilalt, al cincelea, al celui, cel de-al cincelea? Când au întrerupt serviciul divin. Iisus predica și într-o dată, buf, 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 bocăne și bubuituri în pod. Buf, pop. Și se începe să cadă mortar sau ce cade, paiele alea, cum era stuful ăla, cum se acopereau ei în vremea aceea sau cu pământ. Și începe să cadă țărână, știi? Și trebuie să te oprești la un moment dat, nu mai poți să predici cât ai fi de tare, când se desface și se rupe acoperișul. Și ce înseamnă asta? Asta este o întrerupere tare plăcută lui Iisus Hristos. L-a întrerupt.
Domnul Iisus zice, când le-a văzut, Biblia zice, când le-a văzut Iisus credința. Știți că credința care produce miracole se și vede și se și aude. Amin. Amin. La ologul din naștere, Pavel i-a văzut credința. Fără să facă la nimic, dar a văzut atenția, că a ascultat cu atenție totală cuvântul lui Dumnezeu. Și vine că a văzut care credință să fie vindecat, i-a zis, scoală-te drept în picioare acum. Mamă, ce credință și la Slăvănog și și la Sfântul Pavel. Doamne, dă-ne și nouă credința aceea. Și pe urmă, Iisus Hristos ne vede credința acestor patru. Și când le-a văzut Iisus credința, știi ce? Când ai credință, Domnul o vede. Fii atent. Când ai credință, faci graficul acela și știi că prin Harul lui Dumnezeu, pătrățelele toate se vor cumpăra. Când ai credință. Amin. Credința se vede în ceva. Amin. Și când ai credință, știi că luna viitoare Domnul va mântui și va pregăti niște suflete pentru botez. Amin. Asta când ai credință, faci ceva. Amin. Dom'le, când ai credință, faci ceva, te implici în ceva, faci lucruri neobișnuite. Unii vor zice, ești nebun, bă, tu ești dus cu pluta, băi, tu oprește-te, Domnule. Când ai credință care produce miracole, trebuie să devii neobișnuit. Doamne, ajută-ne. Amin. A venit o soră la mine și mi-a spus, frate, eu nu mai dau doar 10, eu dau 12 metri. Cumpăr 12 metri. Asta este credință care produce miracole. Și Domnul o vede. Când Domnul se uită la tine, ce vede în această dimineață? Când Domnul se uită la noi, Domnul le-a văzut credința. Ce lucru neobișnuit faci? Credința care produce miracole întotdeauna este neobișnuită. Și a fost atât de neobișnuită credința slăbănogului, încât Apostolul Pavel s-a uitat la el și zice, fiindcă Pavel a văzut care credință să fie tămăduit, i-a zis, scoală-te drept în picioare. Și aici s-a mai petrecut încă un miracol. Nu numai că omul acela a fost vindecat, dar s-a mai petrecut încă un miracol. Credința mediocră, știți ce spune? Fiți amenți. Dumnezeu mă va ajuta să supraviețuiesc cumva acestei recesiuni. Asta zice credința mediocră. Credința miraculoasă, credința neobișnuită spune Dumnezeu mă va ajuta să construiesc în recesiunea asta. Nu doar să supraviețuiesc. Amin. Credința mediocră spune mă va ajuta Dumnezeu să ies cumva la mal cu firma. Credința neobișnuită spune Domnul mă va ajuta să găsesc comenzi și voi avea comenzi în mijlocul recesiunii. Alții, într-adevăr, se duc în jos. Eu, în numele lui Iisus Hristos, mă duc în sus. Asta este credința neobișnuită care produce miracole. Gândește neobișnuit, declară neobișnuit, se comportă neobișnuit. Slavă lui Dumnezeu! Și este atât de neobișnuită credința acestui olog, și Pavel a văzut, și Iisus a văzut credința, încât se mai întâmplă un lucru și trebuie să vi-l spun și pe acesta. Nu vă supărați că vă zic și pe ăsta. Un om care nu putea merge, niciodată n-a mers ologul acesta, a început dintr-o dată să umble, după zeci de ani de nemișcare, a început să umble dintr-o dată fără a face terapie luni de zile, știi, pentru sistemul său neurologic ca să fie pus la punct și să funcționeze din nou. Omul ăsta s-a ridicat și a umblat dintr-o dată, fără ca mușchii lui atrofiați să fie revigorați pas cu pas. Fără să facă fizioterapie, știi? Când ai stat zeci de ani și mușchii ți s-au atrofiat, crede-mă că e gelatină. Și atunci așa încet te duc la fizioterapie și atunci încet te învață din nou să mergi și să-ți întinzi mâna, zice, mișcă. Asta înseamnă, mișcă piciorul un pic și vine medicul și îți mișcă un pic piciorul și îți trebuie ani de zile. Ei, ăsta dintr-o dată se ridică și umblă! Pentru că credința care ascultă cuvântul întotdeauna produce lucruri miraculoase. Amin. Și Domnul vede credința. Amin.